Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. La fotoliul cu ghimp, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie votabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresul ăsta? Cât a costat? Sunt Adrian Simon, Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Ziua, bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu ghimbi. Sunt Adrian Simon, astăzi încercăm să facem un alt fel de fotoliu. De fapt, ideea acestei emisiuni mi-a venit în urmă cu două zile, cred, când l-am avut invitat pe un deputat din Parlamentul României, respectiv pe domnul Iulius Firțac. El este deputat din partea Uniunii Culturale a Rutenilor din România și n-am reușit niciodată în emisiunile cu domnul Iulius să aflu de fapt ceea ce la un moment dat începuse să mă intereseze foarte tare. Așa că m-am gândit să mă duc direct la sursă și să-l aduc în studioul Capital TV astăzi pe domnul Gheorghe Firțac, care este președintele UCRR, adică a Uniunii Culturale a Rutenilor din România, și mai este și tatăl lui Iulius pe deasupra. Bună ziua, domnule Firțac, domnule președinte, o să vă spun simplu, domnule Firțac. Bun venit în studioul Capital TV. Mulțumesc frumos pentru invitație. Așa cum am spus în deschiderea emisiunii, am început să am o curiozitate. Văd că ați venit în... nici nu știu cum se numește, că la românii spune IE, dar dumneavoastră sunteți președintele Rutenilor, într-o frumoasă cămașă. Da, este cămașă specifică portului popular bărbătesc rutean, confecționată în Maramureș pentru mai mulți membri ai Uniunii, deci pentru mai mulți ruteni, la comanda Uniunii noastre, prin decizia noastră colectivă. Bun. Cine sunteți dumneavoastră ruteni? Că nu prea am înțeles eu lucrul ăsta. Cine sunt rutenii, domnule Firțac? Și cei cu ei? Rutenii sunt un popor slav, originar din Carpații Păduroși, din nordul Carpaților Păduroși, din teritoriul care se numește Podcarpatska Rus. Și iată, aici este harta leagănului civilizației rutene. Podcarpatska Rus se întinde de undeva de la Preșov din Slovacia de astăzi și mergând prin nord, pe linia nordului hotarului românesc, până undeva la Lvov. În anul 1945, când URSS a ocupat Podcarpatska Rus, a anexat-o Ucrainei și astăzi provincia se numește Zacarpatia, i-au schimbat numele, iar o parte din provincia din Podcarpatska Rus se găsește în Slovacia de astăzi. Întotdeauna am crezut, îmi cer scuze că vă întrerup, întotdeauna am crezut că ați spus un popor slav, că rutenii sunt ruși și de fapt în momentul ăsta îmi dau și seama... rușii sunt slavi. Da, bun, dar mai spre Slovacia... Păi și slovacii sunt toți slavi. Deci
o mare parte a Europei Central răsăritene este o mare slavă. Da, numai că România este o, doar România este o insulă latină în acest conglomerat de popoare slave. Numai că slovaca diferă de rusă. Păi, toate diferă. Și poloneza diferă de rusă, diferă și de slovacă. Deci, toate fac parte din popoarele slave, dar fiecare, în parte, își are identitatea sa proprie. Ceea ce este specific pentru ruteni, chiar în sens tragic, este faptul că rutenii nu au o țară proprie și n-au avut în sensul exact al cuvântului de stat, nu au avut niciodată un stat decât o perioadă foarte scurtă în timpul Revoluției de la 1848-1849, când Alexander Duhnovich, erou național al rutenilor, a proclamat pentru o perioadă foarte scurtă, 2-3 săptămâni, independența Podcarpatskei Rus față de curtea de la Viena. Alexander Duhnovich. De ce este erou național al rutenilor? Pentru că el este cel care a inițiat în la mijlocul secolului al XIX-lea mișcarea de eliberare națională, apoi după 1849, după ce Revoluția Pașoptistă a fost înfrântă peste tot, mișcarea de emancipare națională a rutenilor pentru a-i identifica pe ruteni și în sistemul popoarelor slave, pentru a arăta că polonezii sunt polonezi, slovacii sunt slovaci, cehii sunt cehi, rușii sunt ruși, rutenii sunt ruteni. Și ce s-a întâmplat cu el? Că m-ați făcut curios. El a trăit într-o perioadă pe parcursul secolului al XIX-lea. S-a născut în 1803, a fost preot al Bisericii Unite cu Roma, deci greco-catolic, la Preșov și a trăit până în 1863. A fost preot la Preșov, acolo a și trecut la cele veșnice. El este cel care a lansat celebra deviză Iabâl, ies, mi budu rusenom. Am fost, sunt și voi rămâne rutean. Și mie întotdeauna îmi place să adaug tac boje me pomoje, așa să-mi ajute Dumnezeu. Aha, interesant. Nu, v-am întrebat ce s-a întâmplat cu el, pentru că de regulă liderii unor mișcări mai de genul acesta care își proclamă independența sau, eu știu, iau o măsură mai radicală pentru anumiți sau anumite state care, cărora nu le convine acest lucru, sfârșesc prin a fi sau asasinați sau aruncați printr-o închisoare sau lucruri de genul ăsta. E bine că eroul noastră național a trecut la cele veșnice, cum spuneți dumneavoastră, din cauze naturale, da, până la urmă. Știu că a fost în data de 3 martie, ați avut zilele culturii rutene. Rutene, da. Vreau să vă întreb dacă ați sărbătorit cumva aceste zile, având în vedere situația de pandemie. Da, noi, Uniunea Culturală a Rutenilor din România, am proclamat ziua de 3 martie ca ziua rutenilor din România și cu acest prilej organizăm diverse festivități sub genericul Zilele Culturii Rutene. De ce această zi de 3 martie? Pentru că în perioada Imperiului dualist austro-ungar, la Sighetul Marmației, între 28 decembrie 1913 și 3 martie 1914, a avut loc un proces împotriva a 97 de ruteni care doreau să revină
de la Biserica Greco-Catolică la Biserica Ortodoxă. După unirea cu Biserica Romei, rutenii... De ce doreau lucrul ăsta, vă întrerup? Poftiți? De ce doreau acest lucru? Așa au crezut ei de cuvință, că trebuie să facă. Am înțeles. Și procesul a avut loc într-un edificiu, care este și astăzi în picioare. Era sediul judecătoriei regale a Comitatului Maramureș la vremea respectivă, iar acum este sediul primăriei din Sighetul Marmației. 33 dintre cei 97 au fost condamnați la închisoare cu executare, primind însumat 37 de ani de detenție. Doar pentru că au dorit să treacă... Doar pentru că au dorit să revină la confesiunea ortodoxă. Dar în ce an s-a întâmplat lucrul ăsta? 1913-1914. Dumnezeule, ce legi erau! Cu puțin timp înainte de izbucnirea primului război mondial. Dar de ce au fost pedepsiți? Așa că totuși nu înțeleg. Din punct de vedere juridic. Că ce? Care era crima lor? Adică care era infracțiunea, de fapt? Oamenii au dreptul la libertatea religioasă. În Ungaria, monarhiei dualiste, confesiunea ortodoxă nu era recunoscută. Da. Și atunci... Și erau legiferate pe atunci lucrurile astea? Chiar așa? Erau oarecum legiferate... Era și, cum să zic eu, sau din potriva... și chestie de cutumă, tradiție și sigur că se știe că în perioada respectivă autoritățile regale maghiare aveau o anumită atitudine refractară față de naționalitățile care trăiau în Ungaria. Da, mie mi se pare așa, puțin ciudat, că până la urmă oamenii ăștia trăiau într-o comunitate și dacă ar fi mers, de exemplu, ce însemna să treacă din nou la confesiunea ortodoxă? Însemna să frecventeze Biserica Ortodoxă. Păi însemna în primul rând să facă Biserica Ortodoxă. A, deci nu probabil era. Că nu era Biserica Ortodoxă. Aha. La vremea respectivă. Deci implica o serie de situații cu care autoritățile nu erau de acord. Am înțeles. Deci nu numai o formă de represiune împotriva bisericii, ci o formă de represiune și împotriva rutenilor, am putea spune. Da. Acum, sigur că, mai ales că rutenii la vremea respectivă, începând cu secolul al XV-lea, după Conciliul de la Florența și apoi mai târziu după Uniunea de la Brest, unirea cu Biserica Romei, rutenii în quasi totalitatea lor erau greco-catolici. Iar în ziua de astăzi sunt cum? În ziua de astăzi e cum ar veni... Am spune 50-50, dar nu e chiar 50-50, pentru că în 1948, la presiunea Uniunii Sovietice, Biserica Greco-Catolică a fost desființată, nu doar în România, ci în toată Europa Centrală răsăriteană, și atunci majoritatea au revenit la ortodoxie. Am înțeles. Da, de exemplu, se întâmplă ca printre ruteni, dacă aveți cunoștință, nu vreau să monopolizăm emisiunea cu orientarea religioasă, dar e o altă curiozitate de-a mea. Având în vedere, eu știu că lucrurile evoluează, unii se rup de tradiție, de rădăcini și de toate lucrurile astea, aveți, să zicem, cazuri între ruteni care nu mai sunt nici greco-catolici, nici ortodoxi și au trecut la culte din astea mai nou protestante? Sunt, dar foarte puțini. Am înțeles. Dar oamenii aceia nici nu mai țin. În România nu prea sunt. Iar mai sunt ceva probabil în Slovacia, în Ungaria, dar foarte, foarte puțini. Cam câți ruteni mai sunteți, domnul Firțac?
Păi, Ați făcut așa, există vreo recensământ? asta este o întrebare foarte complicată de răspuns la ea, pentru că după 1945, Uniunea Sovietică a poruncit întregii Europe centrale răsăritene ca rutenii să fie considerați ucrainieni. Și nu numai în România, ci în toate țările din zona pe care am amintit-o, au fost în mod abuziv trecuți la ucrainieni. Deci omul, chiar dacă spunea sunt rutean, în formularul de recensământ se nota ucrainian. Dar sigur că va trebui să mai discutăm și poate într-o emisiune viitoare, când o să vă rog să marcăm 3 decenii de la constituirea Congresului Mondial al Rutenilor, Vom care mai este aprofunda discuția. o organizație mondială și care într-un anume fel ține loc de țară mamă, cum se spune pentru minorități, și care pentru ruteni are o importanță deosebită, atunci putem detalia Da. acest subiect. Domnule Firsa, care sunt numele frecvente care se întâlnesc la ruteni? Există așa ceva? Sau există o Tot ca și la român, Gheorghe, o... Ion, Vasile, Petre, da, Gheorghe, Ion și Vasile sunt cele Dumneavoastră mai... sunteți Gheorghe și numele de familie... Bun, astea sunt prenumele, dar numele de familie... Numele de familie sunt destul de Adică sunt nume cu origine diferită. slavă? Da, nume cu origine slavă, bineînțeles, nume rutene. S-au păstrat? Da, s-au păstrat, sigur că sunt diverse. De exemplu, ca să vă dau niște exemple, președintele Congresului Mondial și al Consiliului Mondial este Stepan Leobineț. Din Ucraina, reprezentantul rutenilor din Ucraina, Mikola Bobinets. Cel din Serbia, Gyura Papuga sau Gheorghi Papuga. Cel din Croația, Miloš Ajtoš. Aici e un pic E mai sârbesc. maghiarizată. Miloș e de-a dreptul sârb. Da, pentru că sunt din fosta Iugoslavie, Da. deci e din Croația. Acum, sigur că au existat interferențe, așa cum, de exemplu, și la onomastică în Transilvania există interferențe între români și maghiari, mai puțin între români și sași, mai mult între români și maghiari, dar există, pentru că oamenii trăiesc împreună și sigur că această conviețuire, în mod firesc și în mod natural, lasă urme. Am înțeles. Înainte de emisiune, i-ați dat colegilor, le-ați dat colegilor mei în regie, niște fotografii. Ce-i cu ele? Da, este vorba despre ziua rutenilor pe care am sărbătorit-o acum la Peregu Mare, acum spun anul acesta, deci fotografia numărul 1 poate fi pusă O pe... avem în Da, acest poate fi moment. pusă. Ce este acolo? Este o... Am făcut un triaj epidemiologic La manifestare. la manifestare, pentru ca să nu avem surprize. În primul rând, surprize în sensul că să nu fie cineva, Doamne ferește, bolnav și să ne putem feri Da, adică ați unii pe respectat ceilalți. măsurile Da. legale în vigoare. Iar acolo, în imaginea aceea, era doamna medic care a făcut triajul epidemiologic și am ales, tuturor ne-a făcut acest triaj, dar l-am ales pe domnul Ahmet Aledin, subsecretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice, cel care ne-a onorat cu prezența la această manifestare, ca de fiecare dată, și sigur că este un lucru semnificativ că
statul român, poporul român este generos cu minoritățile, instituțiile fundamentale ale statului român, parlament, președinție, guvern, acordă atenție celor 20 de minorități care sunt reprezentate în Parlamentul României. Spun 20 pentru că maghiarii au reprezentare separată, iar în grupul minorităților naționale o organizație reprezintă două minorități, adică cehii și slovacii au aceeași organizație. Deci, ca număr de minorități, suntem 20 de minorități recunoscute în statul român. Am făcut oarecum o ședință festivă pentru a marca ziua rutenilor. Fotografia a doua, vă rog frumos. Aici sunt cei care au venit din toate părțile, din toate colțurile României, din Maramureș, din Suceava, din Alba, din Hunedoara și, bineînțeles, gazdele din județul Arad, din Peregu Mare. Și sigur că manifestarea din cauza pandemiei nu a avut aceeași amploare ca în alți ani, dar nu am vrut ca să treacă nemarcat momentul. Vom realiza și, în general, noi facem DVD-uri cu toate acțiunile noastre, vom face un DVD și cu această acțiune și sigur că ele, DVD-urile, vor fi răspândite în comunitate pentru ca rutenii să vadă că și în timpul pandemiei viața noastră merge înainte, este adevărat, cu alte coordonate decât în condiții normale, dar este nevoie de... Sigur că. Este nevoie de colaborare, este nevoie de faptul că trebuie să arătăm că trăim, că existăm și că viața merge înainte și că nu ne lăsăm doborâți de pandemie. Asta o spun pentru toți oamenii, pentru toți cetățenii României, că nu suntem numai noi rutenii în România și noi rutenii suntem și noi cetățeni români. Sigur că da. Mai există fotografii? Da, mai există fotografii. Asta este de la ședința și de la întrunirea respectivă. Este și cu tricolorul, primarul comunei Peregu Mare, domnul Emeric Covaci, o gazdă deosebit de primitoare. El are obiceiul și pe bună dreptate să spună că Peregu Mare este o Europa în miniatură, pentru că acolo trăiesc maghiari, ruteni, slovaci, romi, cehi. Deci, comuna nu este cine știe ce mare, are două sate, Peregu Mare și Peregu Mic, uh-huh. Dar populația este foarte următoarea diversă. Următoarea poză, vă rog, aici aveam obiceiul ca de ziua rutenilor, reprezentanții rutenilor din lumea întreagă să vină la noi în țară și să facem o ședință festivă a Consiliului Mondial al Rutenilor. Pentru că anul acesta nu s-a putut, președintele chiar vroia să vină, domnul Stepan Leobineț, de pe ecran, cel din dreapta, cum ne uităm, cum privim ecranul, în partea de sus, cel cu ochelari, rămăsese că vine și în seara respectivă s-a introdus din nou starea de urgență în Ungaria și nu a putut să vină. Și am organizat această ședință online. Am făcut un meeting, da. Da, și am făcut o ședință online în care am discutat, ne-au adresat felicitări, solidaritatea între ruteni s-a manifestat și am mai discutat despre câteva probleme legate de întrunirea Congresului Mondial al Rutenilor, care va avea loc anul acesta, să sperăm, la Crinița, în Polonia. Nu știm încă în ce perioadă,
cei de acolo ar fi vrut în iunie, de obicei în iunie se făceau aceste întruniri ale Congresului Mondial, dar acum cu pandemia nu se știe cum va evolua situația epidemiologică și atunci s-ar putea întâmpla să îl fie organizat în septembrie. Iată că noi... Mai sunt? Da, și am făcut și un mic program artistic, este în curtea Centrului Cultural al Rutenilor, la Peregu Mare amenajăm acum un imobil care este centru, va deveni Centrul Cultural al Rutenilor, acolo avem și statuia lui Alexander Duhnovici, bustu mai bine zis, erou național al Rutenilor și iată, suntem acolo distanțați, respectând regulile în pandemie, un foarte mic moment artistic pentru ca să marcăm zilele culturii rutene. S-a cântat imnul rutenilor din România și câteva cântece populare rutene. Acolo avem un ansamblu. În stânga se vede doamna Viorica Boiciuc, președinta filialei Arada a Uniunii Culturale a Rutenilor din România, care este și instructorul ansamblului de acolo, Holuboc, porumbelul, și este foarte inimoasă, a realizat o acțiune foarte semnificativă. Ceea ce mă bucură este faptul că peste tot unde mergem reușim în mare măsură să atragem tinerii în această mișcare ruteană, evident tineri ruteni. Mai organizăm tabere pentru copii și tineret, pentru adolescenți campionat de fotbal. Acum sigur că anul trecut probabil că nici anul acesta nu vom putea susține aceste acțiuni. Dar după cum vedeți și aici avem publicații destul de multe, cărți despre tradițiile rutenilor, despre cultură și civilizație ruteană. Iată rutenii din Maramureș. Ați venit cu niște cărți, ce-i cu ele? Sunt lucrări acolo editate de Uniunea Culturală a Rutenilor din rutenii România. Din Maramureș, tradiții și istorie, din câte da. Văd eu. E o fotografie foarte frumoasă cu doi ruteni. Acela e portul popular. Da, este cred. Portul popular rutean. Este, sunt părinții doamnei de aici, Maria Pipaș, cu soțul ei, a care în Crăciunești aveau o bogată colecție și aveau un muzeu particular extraordinar. Din păcate au trecut la cele veșnice amândoi, erau destul de în vârstă. Aici avem, au avut albume, vedeți, cu portul popular rutean. Da. Sunt diverse fotografii aici pe care sunt frumoase rutencele. Da, sunt frumoase rutencele, sigur că da. Au voie acum prin tradiție să se căsătorească și cu alți bărbați de altă etnie, ca să zic așa, sau se păstrau în... Nu este neapărat o interdicție, dar de regulă se... De regulă se păstrează această tradiție a căsătoriei în interiorul identității etnice. Aici am un roman, Apocalipsa Rusină, în două volume, scrisă de Francisco Scargal Senior. Se referă la istoria rutenilor din secolul al XVIII-lea. Francisco Scargal a trecut la cele veșnice. El Rusină? Da, Apocalipsa Rusină. Aha. Rutenii sunt în izvoarele germane
Deci popoare, germanii denumeau poporul nostru rutean, ruten, de acolo vine, iar în interiorul lumii slave, rutenii sunt denumiți rusini în mare. Tot cu trimitere spre ei, vreau rușii să vă asimileze. Nu? Altfel nu. Asta după 1945. După 1945. Și aici, pentru a ne marca identitatea și pentru a pune lucrurile la punct, pentru ca lumea să știe mai bine ceea ce trebuie să știe, am scos acest ghid român-ucrainean-rutean, prin care arătăm că, de fapt, rutenii nu sunt ucrainieni. Noi nu avem absolut nimic împotriva ucrainienilor, dar trebuie să ne afirmăm identitatea, să ne o menținem și să fim considerați ca atare. De altfel, ca să fac precizarea, în Europa Centrală Răsăriteană, în Polonia, Cehia, Slovacia, Croația, Serbia, Ungaria, România și parțial Ucraina, rutenii sunt individualizați și recunoscuți ca etnie distinctă. În Ucraina este o situație, să spunem, aparte, în sensul că funcționează organizații rutene, rutenii activează ca minoritate, dar de iure nu sunt recunoscuți ca minoritate. De altfel, Ucraina nu recunoaște minoritățile naționale în general, nu doar pe ruteni. Sunt foarte mulți în Ucraina care spun că moldovenii nu sunt români, că sunt moldoveni. Sunt altă etnie decât românii, făcând referire la românii din Bucovina de Nord și Herța. Și aici am o carte foarte dragă sufletului meu. Este o ruteancă la înalta poartă. Este vorba despre Sultana Hürrem, soția lui Soliman Magnificul, care a fost ruteancă. Aici, pe copertă, vedeți moschea ridicată de Sultana Hürrem. A fost și un film, parcă. Da, mare succes. Da, a fost filmul despre Soliman Magnificul. Iată, aici sunt imaginile originale. Au fost pictați și sunt cele două imagini originale ale lor. Iată, dacă tot a spus că rutencile sunt frumoase. Da, până la urmă, chiar era frumoasă. Ce frumoasă era. Cum se numea ea la originea rutencă? Aveți idee, știți? Da, Anastasia Lisovska. Deci asta era numele ei. Da, era numele ei și tatăl ei era... tatăl ei era preot greco-catolic și a fost răpită de tătari. Asta vreau să spun. Hai, ia să facem un pic povestea asta, că tot s-a uitat foarte mult la filmul ăsta. A fost răpită de tătari și da, multă lume cunoaște deja povestea, pentru că a rulat... Uite că eu nu o cunoșteam. A rulat... Bun, probabil că sunteți excepția care întărește regula. Așa. Vă spun eu, ca mine mai sunteți. A fost răpită de tătari și a fost dusă în Turcia să fie vândută în harem, ca sclavă. Deci era de neam ales, ea? Poftiți? Era de neam ales sau era o fată simplă? Nu, era, să zicem, din clasa de mijloc, că tatăl ei era preot. Am deci înțeles. Nu putea fi chiar, iertați-mi expresia, neacademică, o sărăntocă, din moment ce tatăl ei era preot. Și a fost răpită de tătar și dusă a și vândută... A fost răpită de tătar și dusă și vândută ca sclavă în Turcia, iar acolo a ajuns în, în haremul sultanului. Erau și alte personalități care aveau harem, dar bineînțeles că haremul sultanului era... cel mai elevat, să zicem. Să nu folosim și ea, singurii bărbați
care nu aveau dreptul să aibă harem în Turcia, erau cei care se căsătoreau cu surorile sultanului. Deci ei nu aveau dreptul să aibă harem. Căsătoria lor era monogamă. Hürrem a adus o serie de priorități, să zicem, sau premiere în haremul sultanilor, pentru că ea a fost prima sclavă care a fost eliberată și a devenit oficial soția sultanului. De regulă, sultanii nu aveau soții. Mama lui Soliman Magnificu a fost soția tatălui său, a lui Selim I, dar ea era tătăroaică din hanatul din Crimea, fica lui Ghirai Han, hanul tătarilor din Crimea, și deci ea a venit ca soție la curtea sultanului, nu ca sclavă. Nu ca sclavă, nu. De obicei, sultanii preferau sclavele, pentru că nu puteau să aibă prea multe pretenții și sigur că în felul acesta le puteau controla și mai ușor. Dar Hürrem a fost eliberată și, din câte am citit eu în literatura de specialitate, inițiativa eliberării ei a venit chiar de la Soliman Magnificul, care a și înzestrat-o din punct de vedere material, bănesc, de aceea a fost ea capabilă să construiască moscheea aceasta. Din când am fost la Istanbul, am fost de multe ori la moscheea Sultanei Hürrem, de fiecare dată când merg cu soția destul de des în Istanbul, ne place, ne relaxează șederea în Istanbul, mergem la moschea lui Soliman Magnificul, care este deasupra la Marele Bazar, și acolo sunt înmormântați amândoi, și Soliman Magnificul și și sultana Hürrem și Mihrimah, fica, una din fiicele sultanului Soliman Magnificul și a sultanei Hürrem. Iată, până la urmă, deși un om important la acea vreme, unul dintre stăpânii lumii, cum îi plăcea să se intituleze, a căzut, nu pradă, ci a căzut în jugul farmecelor feminine ale sultanului. Da, câtă poate face o femeie? Este într-un anume fel poate inexplicabil pentru lumea otomană și toată această poligamie care exista la vremea respectivă pornise de la faptul că sultanii trebuiau să aibă mai multe femei pentru ca să asigure continuitatea la tron, să aibă mai mulți. Bun, asta este și o tradiție, face parte și din religia lor. Și la popoarele asiatice, da. Face parte din arabii, parcă, tradiția, și în Indonezia, și în Corea. Asta n-a știut-o. În Corea prerepublicană, în Corea monarhică, în China monarhică. Deci existau asemenea situații. Eu cred că până la urmă totul vine dintr-o chestie carnală, nu? Că trebuie să aibă ei mai mulți urmași. Eu în care cred. Bărbații își asumau rolul de... Iertați-mă, eu vă contrazic. Vă rog. Eu personal nu cred treaba asta. Cred că este mai repede o chestiune psihologică în primul rând. Că are și o componentă carnală, da, sunt de acord cu treaba respectivă, și printre europeni se întâmplă ca un bărbat să dorească să aibă mai multe femei. Exemplu cel mai elocvent este cel al lui Ludovic al XIV-lea, care, vorba aceea, a avut relații absolut cu toate femeile din Versailles. Bun, acum, mai puțin cu maică sa. Amantlăcurile nu sunt considerate harem, știți? La ei era oficial. Da, la Ludovic al XIV-lea a fost și, ca să facem o paranteză, a fost și oarecare
perversitatea asta, e opinia mea, pentru că cel puțin aici la Sultan măcar se știa, era o chestiune oficializată. Ăsta e obiceiul, așa se făcea, pe când el, sigur că, mai ales că s-a dat un foarte fervent catolic, și știm că morala catolică este una destul de severă, dar el fiind rege e... Bun, acum sunt de notorietate mai mult sau mai puțin lucrurile de genul acesta de la curtea Franței dintr-o anumită perioadă, de la curțile italiene și așa mai departe. De Cameronul este o lucrare care ne spune foarte multe lucruri. Dar nu despre asta este vorba. Da, nu la... despre asta este vorba. Vreau să vă arăt aici o altă carte. Asta am editat-o noi, Uniunea Culturală a Rutenilor din România. Este scrisă de academicianul Paul Robert Magoci, profesor la Universitatea din Toronto. Este o istorie în imagini a rutenilor carpatici. Ea a fost publicată în prima fază în limba ruteană, apoi a fost publicată și în engleză, deci are o ediție în engleză, are ediție în sârbă, în cehă, în slovacă și iată și în limba română. Acum, Poporul de niciunde nu este titlul cel mai sugestiv. Traducătoarea n-a fost din România, cunoștea limba, bineînțeles, cunoștea limba română, a fost o doamnă din Ucraina și poate că mai sugestiv și mai exact ar fi fost titlul Poporul de nicăieri decât de niciunde. Că Podcarpatica Rusă există, este și astăzi, chiar dacă îi spune Zacarpatia, leagănul civilizației rutenilor, și aici este Andy Warhol, marele muzician american care a fost de origine ruteană, părinții lui au emigrat din Podcarpatica Rus în Statele Unite ale Americii înainte de primul război mondial, așa cum și străbunicul meu Firțac Gheorghe a fost un țăran sărac rutean, a căutat o viață mai bună și a venit în Valea Jiului la sfârșitul secolului al XIX-lea pentru a se angaja la mină, la mina de cărbune din Lupeni. Se câștiga bine, atrăgea Valea Jiului atunci ca un magnet. Tocmai de aceea Valea Jiului a și fost un conglomerat de etnii în vremea respectivă. Chiar a fost o anecdotă pe care mi-a povestit-o bunicul meu, că s-a făcut o grevă și rutenii s-au dus, au discutat cu directorul de la mină și directorul le-a spus: noi vă dăm atât, dacă vă place bine, dacă nu, iară bine. La care liderul celor care discuta cu directorul îi spunea: păi atunci, domnule director, dacă nu vreți să ne dați, noi plecăm în Galicia. Directorul, când a auzit, s-a șocat. Și după ce au plecat, cheamă asistent managerul, cum îi spune astăzi, și spune: domnule, ce ne facem? Că zice, ăștia sunt mulți aici în Valea Jiului. Dacă pleacă, nu vom mai avea forță de muncă. Și de ce, domnul director? Păi te-au zis că pleacă în Galicia. Și el a început să râdă. Se spună, în Lupeni era un cartier, la vremea respectivă, Galicia, unde locuiau numai ruteni. Și directorul nu știa. El fusese trimis de societatea... De la centru. Da, de societatea Șolgotorean, cum îi spune, înainte de primul război mondial, cum îi spunea la societatea care administra atunci minele din Valea Jiului, și el nu știa despre ce este vorba. Atunci s-a liniștit că ăștia totuși n-au plecat în
Galicia, și au plecat în Galicia din Lupeni. Deci erau foarte mulți. Și le-a dat până la urmă ce au cerut. Din câte mi-a spus bunicul, până la urmă le-a dat. I-a lucrat și el la mina de la Lupeni. Bunicul a fost lăcătuș de întreținere la funicularul de la mina Lupeni. O muncă destul de grea, chiar foarte grea, dar nu era atât de periculoasă ca ca viața de miner, care presupunea coborârea în abataje și exista acel pericol al exploziei. Și străbunicul l-a îndrumat spre lăcătușerie pentru funicular ca să nu coboare în mină. La vremea respectivă și lăcătușeria de funicular era considerată tot muncă grea ca cea a minerilor. Am înțeles. Domnule Firțac, cu drag aș mai sta de vorbă cu dumneavoastră. Dar fugit ireparabile tempus. Da. Din păcate, timpul a fugit ireparabil. Dar cu siguranță mai sunt zile și emisiuni. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă aștept cu drag și altă dată. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și am convingerea că vom avea o colaborare fructuoasă pentru ambele părți. Stimați telespectatori, președintele Uniunii Culturale a Rutenilor a fost invitat în studioul Capital TV la fotoliul cu ghimbi, domnul Gheorghe Firțac, care îi mulțumim încă o dată pentru prezență. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV, televiziunea pe bună, evident, numai bine. Fotoliul cu ghimbi. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabil. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa asta? Cât a costat? Adrian Simeon, numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.